Oamenii s-au luptat, chiar și oamenii de știință s-au luptat fără să aibă dovezi concrete. De exemplu, Haeckel a fost un zoolog care a demonstrat că un fel de teorie a evoluționismului din animal, adică în momentul în care pruncul este în uter, el trece prin mai multe faze care seamănă exact cu niște animale de dezvoltare. Și această teorie, chiar dacă s-a dovedit a fi falsă după câteva zeci de ani de la apariția teoriei, ea încă apare în manualele școlare și asta arată că ceva se vrea ca să ne îndepărteze pe Dumnezeu din educație, din ceea ce copiii cunosc despre lume și viață. De asta sunt implementate tot felul de teorii, care chiar nici nu mai au sens. Chiar și teoria evoluționismului nu mai are sens, dar oamenii nu sunt gata să renunțe la ea, fiindcă oferă mult confort psihic ca omul să facă ceea ce își dorește, să se păcătească cât de mult și Dumnezeu să nu existe.